oferă oferte de la companiile Arax și Zebra TV. Conectează-te la internet și televiziune digitală și beneficiază de 5 luni gratuit. La conectarea unui singur serviciu beneficiezi de 2 luni de abonament gratis. Pentru detalii 022 838 000, website-urile arax.md și zebra.md. Alexandru, salut! Cum decurg pregătirile către meci cu Tiraspol? Salut! Pregătirile merg foarte bine. Echipa este într-o formă binevenită. Doar trebuie să vedem sâmbătă. E adevărat sau nu? Tu personal ești gata 100% pentru meci cu Tiraspol? Da, sunt pregătit 100%. Poate mai fac niște proceduri, una alta, înainte de meci, ca de obicei, și sper să fiu sâmbătă 100% gata. Cât de important este pentru Zimbru meciul cu echipa din Tiraspol? Nu pot să spun că este cu Tiraspol meciul important. Pentru noi acum toate meciurile sunt importante. Trebuie să luăm fiecare meci 3 puncte, fiindcă suntem acum nu pe poziția aceea care trebuie să fim noi, Zimbru, și de aceea trebuie la fiecare meci să ne pregătim 100% și fiecare echipă pentru noi este ca, nu știu, ultimul meci. După părerea ta, ce îi deosebește pe FC Tiraspol de alte echipe din Divizia Națională? Nu pot să spun că ceva anumit îi deosebește. Este o echipă ca și altele care se bate pentru Eurocupe. Au un antrenor foarte ambițios, acum iarna a venit, știm de asta, dar nouă ne rămâne să ne vedem de treaba noastră și să jucăm a ceea ce știm noi. Pe cine îl consideri cel mai periculos jucător din lotul echipei Tiraspol? Un jucător anume nu pot să zic, știu că mai mulți jucători au experimentați, care au multe meciuri pe picioare, același Bogiu care a jucat la selecționat, Aleksei, Molla, Naparari, Bolohan este tot care au jucat la selecționat. Au jucători buni. Ce așteptări ar trebui să aibă suporterii care vor reveni pe stadion de la meci de mâine? Așteptările doar să, nu știu ce așteptări, să ne susțină pe noi și noi o să facem tot posibil să nu dezamăgim, să câștigăm și să mergem înainte. Doar asta sper să fie suportul din partea lor. Maxim.